Bună dimineața, Uriana. Bună dimineața, Marius. Matei 27. 27 cu 27, versetul 27. Isus înaintea lui Pilat, Iuda se spânzură, Isus și Baraba, Isus dat spre moarte, biciuirea, batjocorirea, răstignirea, moartea și înmormântarea. Hmm. Iar în faptul dimineții, toți mai marii preoților și bătrânii poporului au ținut un sfat împotriva lui Isus, ca să-l omoare. Apoi, legându-l, l-au dus și l-au predat lui Ponțiu Pilat, procuratorul, procuratorul. Atunci Iuda, cel ce l-a vândut, văzând că a fost osândit la moarte, s-a căit și a adus, apoi, și -a adus înapoi arhereilor și bătrânilor cei 30 de arginți. Zicând, greșit am de a vândut sânge nevinovat. Ei îi răspunsără, „Cine privește pe noi? Tu vei vedea. Ci el, aruncând arginții în templu, a plecat, apoi s-a dus și s-a spânzurat. Iar mai marii preoților, luând banii, ziseră, nu se cuvine să-i punem în viseria templului, deoarece sunt preț de sânge. Și după ce au luat înțelegere împreună, au cumpărat cu ei țarina olarului pentru îngroparea străinilor. Pentru aceea s-a numit țarina aceea țarina sângelui, până în ziua de astăzi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Eremia, prorocul care zice, și au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit, care s-a drămuit de fiul lui Israel. Și i-au dat pe țarina olarului, după cum i au rânduit mie Domnul. Iar Isus stătea înaintea procuratorului și l-a întrebat procuratorul zicând, Tu ești împăratul iudeilor? ci Isus i-a răspuns. Tu zici. O clipă. Da. Deci interesant este cu Iuda s-a sacrificat pe sine, că întotdeauna ca să poți să faci lucruri din acestea așa de dificile, trebuie să ai foarte multă energie, deci el este în poziția asta, este mai superior da. decât Isus. A venit mai de sus ca să poată să facă chestia asta. Da. Ce să spun? Iuda sunt, se găsesc peste tot. În lumea noastră modernă, oamenii, prin faptul că se supără, se înfurie, îi fac spărturi în câmpurile lor și pe acolo intră ființele întunecate în ei, după care, când vezi că tot timpul, tot timpul se înfurie, se mânie, uresc, se supără foarte ușor, oamenii aceia sunt, de fapt, posedați, Omul care vede rău peste tot, că toată lumea e vinovată, este un om care uh, și-a pierdut uh, liniștea sufletească, l-a pierdut pe Dumnezeu și a devenit o ființă a întunericului. Uh, asta este foarte frecvent în jurul nostru. Chestia este că uh, principalul e ca noi să nu luăm lucrurile uh, personal și să. De fiecare dată când apar asemenea situații, să cedăm. Să cedăm dreptatea, adevărul nostru, pentru că ei vin și au niște roluri de genul acesta ca să ne ajute pe noi. Da. Și asta este. Am o, o întrebare. De ce este atât de. Uh înfierată sau cum se spune uh, sinuciderea că și aici vorbim de o sinucidere și este foarte cum putem privi sinuciderea de ce se ajunge la sinucidere uh, omul pierde legătura cu Dumnezeu și viața lui nu, nu mai contează nu mai vede niciun rost în ea niciun sens în viitor și nu mai știe de ce este el acolo și sentimentul acela de inutilitate, de lipsă de sens, îi dă lui puterea de a se deci, de a se omorâ. Deci el pierde pe Dumnezeu. Uh -huh. Și nu mai nu mai înțelege ce se întâmplă cu el, nu mai pe de altă parte sunt unii care vor să dea o lecție altora, prin chestia aceasta, uh -huh. deci atunci este pus iau un rol de la Dumnezeu ca să poată uh -huh. să dea lecția respectivă. Alții uh, sunt pentru că au acumulat atât de multă negativitate, încât uh, sufletul trebuie repede să fie curățat și se curăță în modul acesta prin moarte, deci moartea uh -huh. curăță sufletul. Uh, nu este un lucru rău și de condamnat. Tot ce se întâmplă în viața noastră este pentru urcare în lumea de dincolo, este pentru purificare, inclusiv moartea. Omul care în timpul vieții a fost tot timpul un om atașat de materie, moartea îl purifică. <coughs> Cât de cât îl duce totuși în, în planul deschis de liecioară, dar uh, nu îl duce într-o zonă dramatică unde nu se mai poate face nimic. Deci, moartea e un ajutor pentru toate sufletele. Nici, nici în cazul ăsta, când își ia singur viața, că știm că biserica uh, condamnă foarte mult sinuciderea, că spune că dacă nu poți să-ți dai viața, n-ai dreptul să-ți iei. Asta este adevărat, că este voia ta peste voia lui Dumnezeu. Da. Dar ce se întâmplă este tot timpul, pe tot, tot. parcursul vieții, este o purificare. Absolut mm -hmm. totul. Inclusiv da. moartea, în forma respectivă. Da, se, da. se duce într-o zonă urâtă dincolo, omul acesta, mm -hmm. știi? Da, Și da. biserica zice, de, de ce să te duci acolo? De ce să te duci așa de jos? Da. Ai venit da. să. Deci, vii pe pământ ca să urci mai sus decât ai fost data trecută, nu? Uh -huh. Da, sigur. Noi venim pe pământ ca să depășim lumea aceasta. Adică, rațiunea existenței nu este în lumea aceasta, e dincolo de ea. Uh -huh. Deci venim pentru dincolo, ca să putem să avansăm, să urcăm mai sus. Și ne folosim exact. de situațiile de viață, de greutățile vieții, care ne aruncă mai sus. <coughs> ca <Înca> o, <coughs> <Înca> o trambolină. <coughs> adică, noi ne sprijinim de atracțiile vieții și nu le vrem. Când nu le vrem, noi urcăm. Deci, da. dacă la sfârșitul vieții. Deci, noi nu satisfacțiile vieții trebuie să le urmărim, ci uh, îndepărtarea periodică de ele. Pentru că numai îndepărtarea aceea. Te încarcă cu energie subtilă, că are putere să deschidă partea cerului. Deci, numai când refuzi satisfacții uh -huh. și fericirile lumii, atunci, atunci urci. Invers, dacă noi am știat ce secret, e că toată lumea ar face, uh, uh, și-ar și face o viață de împuținare, continuă. Da. Pentru că ei câștigă sănătate, câștigă uh, viață lungă, fericire în timpul vieții. Pentru că fac spațiu gol în care vine Divinul și ei, Dumnezeu le binecuvântează viața și îi susține. Da. Dar și, și pentru copii, măcar pentru copii să facă lucrul ăsta, dar omul nu știu. Așa cum am spus ca și lui Ion Creangă. mai bine merge la spunzătoare. dar și, și, în primul rând, cred că din cauza că se vede. Uh... Despărțit, nu se vede un întreg, nu se vede un tot. Nu Crede, crede că el are viața lui și nu influențează viața da, da, altuia. Da, da. Exact. Și luptă pentru pentru viața lui tot timpul și luptând pentru viața lui Dumnezeu pleacă da. din el. Plecând uh -huh. din el, îl lasă să sufere. Și el trăiește o viață chinuită. Tot timpul da. se chinuie. Și atunci, zice ce, ce este asta? Uh -huh. Dar și asta da. este o cale spre divin. Însatură, dar și asta este o cale da. spre nu este nimic de uh, criticat, chiar dacă merge la biserică, biserică, nu obține niciun rezultat, uh, se chinuie de nu mai poate, uh, ce care merg la biserică își apără bunăstarea, că de-aia se duc la biseică, să-i ceară lui uh, Dumnezeu să se, să se îmbogățească mai mult, să, fie, să le fie mai bine, să fie mai sănătoși și mai departe. Deci este un negoț care e făcut cu Dumnezeu. Nu este normal. Când ar fi suficient să se împuțineze, face spațiu gol și vine Divinul și atunci le face viața frumoasă. Atunci ce rost are rugăciunea? Deci, dacă... deci lor lipsește împuținarea. Da. Rugăciunea da. nu face, adaugă un eu, întărește un eu, pentru că așteaptă ca exteriorul să-i facă fericiți. Când e invers, întotdeauna e trebuie aia, să da. faci schimbările în tine ca să schimbe lumea ta și viața ta și soarta ta. Ești, eu nu știu. Cât aștepți de la exterior mai mult, cu atâta tu te îndepărtești mai mult de Dumnezeu și cazi în de, apoi sigur, în acuzare. În deznădejde și nu mai este prețioasă viața, nu mai simți da, că da, e importantă. Da. La fel este și cu avortul. Deci avortul vine mm -hmm. din atașamentul de plăcerile vieții. Și mai în spate da. vine din împărțirea în bine-rău, în păcare păcat. Nepăcat. Dacă împați din păcare ne păcat... Nepăcat, nepăcat, Omul acela este scindat și atunci nu mai da. simte compasiune. Pentru că el, normal, biserica trebuie să-l ducă la conștiința faptului că este o ființă comună, nu să-l împartă. Și din, da. din această conștiință nu mai apar săracii, bogații, avortul, războaiele, rachetele și mai departe, cu tremurele. Deci, din această da. conștiință, a faptul că suntem o ființă unitară, comună, toți împreună existăm și că binele celorlalte este de fapt binele tău și numai așa, fericirea lui este fericirea ta. Dacă înțelegi aceste lucruri și nu faci mai nimic pentru tine și totul pentru celălalt, pentru tine păstrezi atât cât este necesar, cum face o celulă, păstrează doar 20% din energie, restul o dăruiește. Dacă noi am, avea această lege a iubirii în viața noastră, noi n-am avea niciun fel de problemă. Mai mult, nici n-am fi, N-am avea această, acest tip de civilizație contradictorie și conflictuală. avea poate raiul pe pământ, în care ne-am înțelege. Dar, probabil că lucrurile acestea sunt uh, un deziderat, sunt lucruri de obținut. Uh, S-ar putea ca lumea să fie bine așa cum este, da? cu aceste nemulțumiri, neliniști, uh, suferințe de toate felurile, toată ziulica, uh, pentru că așa Dumnezeu simte că trăiește. <laughs> Deci da. nu poți să-l acuz de ce Dumnezeu a ales această soluție. Că el este cel care în spate, spate nu în spate, non-dualitate, el este cel care le suportă pe toate, le trăiește pe toate, mm -hmm. le face pe toate, nu poate fi comentat absolut. Dacă e bine, dacă e rău, nu, nu se poate. Mm -hmm. Există calea aceasta non-duală, în, în care îl vezi, în toate situațiile, te supui tuturor, faci voia celuilalt și nu voia ta și te lași folosit. Dar da. foarte puțin merg pe calea aceasta de înțelegere, dar cel care merge este ca un sfânt pe pământ. Sfânt înseamnă omul care îl vede pe Dumnezeu peste tot. Mm -hmm. Deci, stai să mă auce oricare din noi, așa simpli și banali și obișnuiți cum suntem noi. Da. Putem să îl vedem pe Dumnezeu peste tot și... Cu o țirea sufletească a acelui om, îngăduința, că asta înseamnă, capătă o îngăduință infinită, o bunătate, blândețe, nu luptă și nu se apără. Acel om este omul lui Dumnezeu, lângă el este bine să stai, mm -hmm. pentru că este o binecuvântare, adică prin el se realizează bine binecuvântarea mm -hmm. vieții. Bun, continuăm, da? Da. Dar la pările aduse lui de către mai mari preoților și de către bătrâni, nu răspundea nimic. Atunci a zis Pilat: Nu auzi că câte mărturisesc ei împotriva ta? Însă nu i-a răspuns lui niciun singur cuvânt, încât procura procuratorul se mira foarte. La sărbătoarea Paștilor, procuratorul avea obiceiul să dea drumul pentru popor, la un întemnițat pe care îl voiau ei. Și aveau atunci un vinovat vestit care se numea Baraba. Și adunați fiind la oaltă, Pilat le zise, pe care voi să vi las vă o slobod, pe Baraba sau pe Isus, care se zice Hristos. Că știa că din răutate l-au dat în mâna lui. Și pe când stătea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui trimisa lui acest cuvânt, Nimic să nu ai cu dreptul acela. Căci mult am suferit azi în vis pentru el. O clipă să ne oprim puțin. Deci, dacă da. mergem pe sistemul pe care noi mergem în interiorul de temniste, este așa cum este în Vechiul Testament descris, descrise lucrurile, atunci da. faptul că Isus a fost uh, uh, trădat, nu că oamenii îl dau morții, vine din el. Vine uh -huh. din el. Deci, înțelegea faptul că interior, de termen, exteriorul exteriorul oprește complet povestea. Da. Deci, o face in, inactivă, o inactive, inactivează. Pentru că, tot timpul în Noul Testament, mereu se zice că, mai ales în cartea, Evanghelia după Ioan, uh -huh. că Isus a făcut minuni, că ăia sunt proști. Că uite cine sunt eu, că sunt așa de mare și mai departe. Deci lucrurile acelea nu s-ar fi putut întâmpla. Deci da, omul Dumnezeu da. nu se ridică pe sine și nu face minuni. Pentru că însă și boala pe care o are omul sau situația dificilă este minunea care vine de la Dumnezeu și este vindecarea lui. Că nu numai așa, pe nivelul lui de orgoliu, el poate să fie oprit, sufletul lui curățat, ca să nu înainteze să, să moară. Deci tot ce vine de la Divin este perfect. Bun. Deci, dacă totuși s-a întâmplat lucrul acesta și uh, Isus a pus uh, preț uh, în mod uh, ne nenormal pe exterior și a încercat să vindece exteriorul, cu toate că noi nu avem treabă cu exteriorul, că ne schimbăm noi pe noi, ne vindecăm noi atunci atunci exteriorul se vindecă, atunci asta arată că este o înșelare. Deci, toată lucrarea aceasta este o înșelare. E făcută doar uh, ca să putem să ne împartă în bine și rău. Să da. ne șindezi, să ne vedem o fițe separate care trebuie să acceadă, să ajungă cine știe unde, la virtuția acelea pe care nu le putem atinge niciodată și este o supărare care ne este creată, știi, o, o, o stare de insuficiență mm -hmm. în condițiile în care noi suntem plini, noi suntem plini de iubire, nu avem insuficiența asta. Nu avem decât să... Uh, uh, să manifestăm însușirile divine, este singurul singur lucru pe care trebuie să le facem noi, continuu, continuu, fără niciun fel de așteptare și apoi Dumnezeu când vede la tine fermitatea, atâta trebuie, să vadă la tine hotărâre pentru toată viața, că tu nu te mai întorci niciodată la comportamentul trecut, să te vezi o ființă săpată, să lupți cu exteriorul și când vede lucrul acesta că este ferm la tine până la capăt, atunci se ridică casnele, cu oricum casnele depinde el. Deci, da, faptul da. că bărbatul este într-un anumit fel, că copiii nu învață, că părinții sunt bolnavi, depinde de femeie. Deci, cum este femeia, așa este și lumea din jurul ei. Deci, oricum, nu e, este indirect. Deci, Dumnezeu dă totul, casnele nu le poate ridica decât dacă tu te schimbi. Este exact ca la examen. Nu poți să treci examenul decât dacă știi materia. Te-ai schimbat. Da ai evoluat, ai înțeles mai bine lucrurile, ai arătat că așa este și atunci poate, poți să iei examenul. La fel și este în viață. Nu poate să fie altfel. Asta, această înțelegere are curatețe nu? și are claritate și este simplă și simplita, are simplitate. Mereu aici intră în, co în, conflict cu ideea din Vechiul Testament, cu această înțelegere din Vechiul Testament că interiorul determină exterior. Continuă la fiecare pas și nu e normal. De parcă și ar, ar, urmări cu obstinație să ne scindeze și să ne facă o ființă separată, să urâm urăm pe aproapele nostru. Pentru că întotdeauna când cineva, inclusiv noi, nu accede, nu putem să atingem anumite virtuși și idealuri, noi îi urâm pe ceilalți și ne urâm pe noi. Da. da. Și nu putem să iubim. Acolo este neiubire. Deci nu te mai iubești nici pe tine, nici pe celălalt. Și nu e normal. Și când nu te mai iubești, deja ai devenit o ființă întunecată. Când vezi rău și vinovat peste tot în lume, deja ești o ființă întunecată. Când acuzi, când te super, când critici, ești o ființă întunericului. Pentru că ființa de, de lumină nu-i trece prin cap să acuze pe nimeni. Că nu vede niciun rău în lume, că ea vede că ea creează lumea exterioară și atunci ea știe clar că dacă este iubire orice ar fi, lumea exterioră nu poate să cadă. Nu poate să uh -huh. cadă pentru că este sub control divin și Dumnezeu nu poate să-ți dea decât ceea ce este în tine. Deci, repet, Dumnezeu nu poate să-ți dea decât ceea ce este în tine. Și asta e tot. Mie mi-a plăcut aici că... la Ioan, aici nu spune, sau poate uh -huh. o să spun mai, mai departe, când zice, Iisus, tu nu ai fi putut să spui ceea ce ai spus fără ca să fii lăsat de Dumnezeu. Da. Păi atunci, dat atunci, înseamnă că tot ceea ce vine din afară este din noi. Nu? <coughs> adică, da. exterior ia forma interioră, Deci, dacă el a fi spus ceva, nu putea să spună decât în urma unei uh, atitudini interioare. Uh -huh. Deci, putem spune că Noul Testament, practic, cum este el conceput, ne menține cumva artificial, nenatural. În partea de ego, în împărțirea asta... În judecată. Să... În judecată. Împărția toată. bine și rău, da, în învinuire da, da. și în ură. Uh -huh. În ură, că intrăm cu o ur ură și ieșim cu ură mai mare. Da. Pentru da. că vedem lucrurile separate. Îl vedem pe, pe toți ceilalți, vedem răi, și pe Isus da. vedem bun. Și ăsta a fost scopul. Dar a fost un scop uh -huh. de împărțire. În condițiile în care Dumnezeu în viața lui nu poate să facă asta. Uite, Dumnezeu e soarele. Beneficiem de, de Dumnezeu de fiecare dată. Soarele acesta este Divinul. Că se exprimă în forma aceasta. Ce face Divinul? Sau aerul? El se oferă în mod egal la toată lumea, nu face diferențe. Uh -huh. Nu zice tu ești păcătos și tu ești nepăcătos. Da. Nu se poate da. așa ceva. Asta înseamnă iubire. Adică, cum zice că este o religie a iubirii când, de fapt, te parte Te împarte în da. da. Te împarte fiind. Nici nu-ți dai seama. Da, așa este. Da. Dar și apoi pornește lupta, apoi pornesc greutățile vieții, noi avem impresia că lucrurile sunt dificile în viață, oamenii ne atacă, ne atacă cu ceea ce este noi, trăim o, o viață chinuită tot mm -hmm. timpul chinuită alergăm după ceva de ce nu avem nevoie <laughs> mereu pentru mai mult decât avem nevoie după care le pierdem că ni le ia și așa mai departe mm -hmm. da tot într-o alergătură, tot într-o nebunie. Da. Da, la 20 suntem. Însă mai mari preoților și bătrânii înduplecară gloatele ca să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-l piardă. Procuratorul, luând cuvântul, l-a întrebat. I-a întrebat. Pe care voiți din amândoi să vi las vouă slobot? I -i, iar ei răspunseră. Pe Baraba? Atunci Pilat le zise. Dar ce voi face cu Isus? Că se cheamă Hristos. Răspund cu, răspund cu toții. Să se răstignească. O clipă. Deci îți dai seama. Da. Că după poveste, în cheia poveștii, Isus le-a făcut numai bine la toți. Da. I-a vindecat da. miraculos. Zice, de ce l-au răstignit? Mm -hmm. Nu aveau nevoie să tot timpul să îi ajute, să-i susțină. Da. <coughs> mea este că el a spus niște chestii care nu convin populației, oamenilor. În special mai marilor preoților și cei care. Îl au simțit ca un, ca un concurență, cum să zic eu. Adversar. Adversar, da. da. Că era împotriva tot ceea ce spuneau ei. Da, 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 da. O, opozant. Da. Și au, vrut au simțit să... amenințați de. Amenințați, de da. Apoi avea ceea ce a spus el era foarte periculos, pentru că pentru lumea aceasta, câteva din ele, că lumea aceasta nu trebuie să-i acostă toată atenția ei, atenția ta că este sub puterea diavolului, da. în prima fază, în spate este tot Dumnezeu. Uh -huh. Și că prin urechea acului, mai curând dintre Cămila decât omul împărățial Dumnezeu, Bogacul. orice afirmație în care primordialitatea materiei este blocată, în furie masele. Uh -huh. Le înfurie, uh -huh. pentru că ele, din cauza asta, Stăpânii la lume, de fapt, când ne-au dat nouă această bunăstare și comodități, de fapt, ele ne omoară sufletul. Ce zic ei că noi pierdem sufletul? Păi că îl pierdem foarte ușor. Da. Sau da. că nu, ei zic că ne ia sufletul. În noua lume, nouă, nouă ne ia sufletul. Stai puțin, că noi îl pierdem prin bunăstare. Și da, comodității da. pierdem automat, pentru că energia se duce în afară. Ca să poți să susții această bunăstare, tu, tu cedezi energie. Și cedezi o energie înaltă ca să primești, în schimb, o energie joasă și care este negoțul. Că nu e profitabil. E un negoț uh -huh. fără rost. Adică e, e fără... Nu, nimic, nu-ți dă nimic. Materia nu-ți dă nimic, fiind de natura ei fiind de vibrație joasă, nu poate să satisfacă ceea ce e de vibrație înaltă. Sufletul nostru nu poate fi satisfăcut cu materie. E ca și când ei da tăciuni, ei da, nu știu, aprinși. Nu se poate. Deci materia nu poate bucura sufletul. Sufletul se bucură numai la dăruire. La dăruire da. de sine, când sacrifici materia sau când te îndepărtezi de ea, lucrul acela bucură sufletul. Exact ce nu ne convine nouă. Deci vine, dintre, vine tot de la preoți că au făcut-o posibil să pună Mateia pe sus de toate și să credem că ea este idolul nostru, că e lucrul cel mai important în viață, că fără ea nu poți. Adică noi de fapt nu avem încredere în Dumnezeu că dacă nu pui Mateia pe plaj și te mulțumești cu ceea ce ai, atunci Dumnezeu vine și te ocrotește și îți dirigează viața, și totul va fi bine. Nu credem lucrul ăsta. Noi vrem să-și vedem. Dar se, Dumnezeu să-și se arată în diferite moduri în viața noastră. Dai ceva și îți dă el mai mult prin oameni, deci da. se arată. da? Și poți să-și-l vezi fizic. Dar n-ai cum atâta timp cât pui preț pe fericirea uh, acestei lumi. Nu ai cum să-ți arată, pentru că uh, ăla este barieră. Barieră este obturare, spune un văl pe față, și nu mai vezi nimic. Ești orb. Da. Ești orb și surd. Și n-ai cum să cunoști de aia. Ei sunt foarte fericiți. Biserica în sine le amplifică împărțirea în bine și rău, le dă niște virtuți și niște idealuri pe care îi face să nu mai iubească, le aduce ura. Pe de altă parte, ei vin cu bunăstare și comodități și au toată siguranța că omul nu o să se trezească. Poți să le zici toate adevărurile de pe lume, pentru că bunăstarea uh, le, le este obstacol. Adică văl pe față și nu o să vadă. Din contră, uh, dacă le zici ceva de bunăstare și se simt atacați, vor lupta cu îndrăjire mm -hmm. ca să o apere. O să vezi acum în lume nouă, ne vor duce în situația în care, într-adevăr, să ne pierdem uh, uh, ceea ce posedăm, uh, proprietățile și mai departe ni le vor lua pe toate, dar oamenii vor lupta. Vor lupta atunci. Dar uite, ne duce în poziția lui Isus și nu o să vrea nimeni să fie ca Isus. Și atunci de ce au mers la biserică? La ce a folosit? Dacă nu vor să fie ca Isus. <coughs> A fi interesant să zic că cine își dă proprietățile. Și să vezi că nu se duce nimeni să-și dea proprietățile, și, și, și deci nimeni nu vrea să fie ca Isus. Și poți să-i întrebi atunci, băi, ai fost la biserică te rogi, dar pentru ce te rogi? Pentru mai mult bine pentru tine, probabil. Nu? Da, nu te rogi ca să-ți ia din bunăstare. Eu nu, nu mă închipui că cineva să se roage la Dumnezeu să-mi să iei Doamne, această bunăstare de prisos, care nu-mi trebuiește. Uhum. și să să mă ajuți, Doamne, să-mi recupere sufletul. Pentru că posesie sunt eu pe primul plan. Nimeni nu face asta. Dar, Dar probabil că vor folosi cumva lipirea asta a noastră de materie și ca manipulare. Adică vor manipula cumva oamenii, unii împotriva altora, adică probabil că ei nu vor face mare lucru, ci doar vor umbla ca cu manipularea și oamenii se vor asmuți unii împotriva altora. Interesant este că se desfășoară la nivel global, deci toată lumea. Da. Asta arată siguranța lor maximă și arată și implicarea totală a divinității. Da. Deci da. divinitatea este cea care îți ia din bunăstare, te lasă fără nimic. Dumnezeu nu stă până la lume. Da. Pentru că numai așa poți să îl reîntâlnești pe Dumnezeu. Îl mm -hmm. poți să-l simți în viața ta, că el, el se simte numai în puțin. În puținare. Deci, de fapt, ne salvează viața, nu ne umără Știi? Da, da. <hă> Pentru cei care vor înțelege, că dacă <hă> nu vor înțelege <hă> și vor da ei singuri. Păi, cu cât se atașează de mare. Da, când se apără, când și apără ceea ce au, ei da. cedează viață și atunci vor urmări mai repede. Da, da, da sigur. Deci, vezi cum te ține te ține între, între ciocan și nicovală. Omul acumulează și este rău. Omul luptă da. ca să-și apere ce a acumulat și este rău. Deci, în abele situații, materia îți ia din viață. Deci, da. îți ia din viață când adun și îți ia din viață când lupți ca să o apări. Deci, este un mecanism de extinție în masă. Deci, întâi ne-au dat și acum ne iau și, de fapt, murim. Murim accelerat și intrăm în zona de iad pentru că omul a, intrat, a ales iadul când a ales să acumuleze și alege iadul când alege să apere ceea ce a acumulat. Deci, el în ambele poziții merge în iad. Da. Și aș putea să spun, nici măcar extinția în masă nu este dorința lor, adică să scadă populația. Dorința, exact. dorința lor este să te arunce în iad da. adică să sunt un fel sufletul. de procurator ai cerului sau executanța ai cerului, sunt mâna da. invizibilă a cerului pe care noi suntem pedepsiți, a lui Dumnezeu pe care noi suntem pedepsiți că am pus uh, uh, materia pe primul plan și am făcut-o idol deci primele două, asta zic, primele două porunci nu au egal în uh, cultura omenirii sunt, te omoară. Deci dacă se încalcă, ne omoară. Și noi nu putem să le înțelegem, pentru că ar însemnat să ne negăm nivelul de trai pe care îl avem. Și nimeni nu poate să renunțe la el. Deci ne-au dus, ne-au crescut nivelul de trai, ne-au ne lipit de materie și acum singuri nu mai vrem să-i dăm drumul. Singuri. Da, adică da, singuri da. vrem să mergem în iad. Este exact poziția uh, poveștii lui, lui Ion Crangă, Leneș. Da, da. Da. Exact. Nu mai vrem să mutăm niciun deget. Da. 22, parcă. 23. Da. Și 3. 3. 3, da. Deci văzând Pilat că nimic nu folosește, ci mai mare turburare se face... A luat apă, s-a spălat pe mâini înaintea mulțimii și a rostit: Nevinovat sunt eu de sângele acestui drept. Voi veți vedea. Iar tot poporul a răspuns și a zis: Sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. O clipă, vezi exact situația pe care o fac ei acum, asta pune la lume. Deci ne, ne, ne jonglăm, jung, dar nu mergem să, să spunem tot timpul că este voia al Dumnezeu. Da. Dar ne uităm doar la stăpâni la lume. Ei ne duc în situația în care singuri să alegem. Exact. Și ei se spală pe mâini. Și ei se spală pe mâini. Da. Singur ați frut, singur vreți, uite. Nici n-ați citit bine Biblia, nici n-ați înțeles nimic. Vei deci, cu testament zice să nu-l citim. Păi acolo sunt secretele da. cele mai mari. Nu există creație de spiritualitate, sau cum să zic eu, scriptură Scripturistică care să spună atâtea adevăruri cât sunt în Vechiul Testament. Adică, de înțelegem faptul că, probabil, și alte sunt. O să le analizăm. Dar faptul că este Dumnezeu peste tot este subliniat tot timpul. Și -l arată, da. îl arată în lucrare, adică activ. Îl arată exact. în viața de zi cu zi, cum se implică în situații. Dacă în toată nu muzică, da, da. În Tao Te Ching spune și acolo că Dumnezeu este peste tot, că este ca și așa mai departe, dar uh, nu este non-intervenția. Deci Tao Te Ching este un Dumnezeu uh, conceptual, un Dumnezeu mult mai rafinat, care este greu de, de înțeles de om. Spre exemplu, uh, omul nu îl poate, poate privi în comportamentul lui. Și ta da, Te zice da. chestia asta, este non-intervenția, non intervenția non implicarea Este divinul. Mm -hmm. Când lași lucrurile să fie așa cum sunt, ai intrat în divinitate pe loc. Deci este, îți arată într-o mișcare de, uh, comportamentală și omul mai greu îl vede ca o mișcare a comportamentului lui. Dar aici, în Vechiul Testament, este mai intuitiv. Îl arată, mm -hmm. că, îl arată și mișcarea mâinii tale și gândul tău este el, da? Și, ceea ce, și răul care îți vine din față. Este tot mm -hmm. el. Și dacă el este în toate pozițiile acestea, când îți dai seama că n-ai cu cine să lupți, ai cedat. Când ai cedat, ai intrat în el. Atât trebuie să faci, să cedezi. Că de-aia mi-a zis ce trebuie să fac, tu fiind să, să mă las pe mine tot timpul și el a zis da tot timpul. Deci cedează tot timpul și voi fi cu tine. Da. Nu mai ai niciun fel de grijă. Cedează doar. Și nu da. e greu, nu e mult, este puțin. Și e totul. Da. Nu e greu, nu e mult și e totul. <laughs> Da. Nu vrerea ta. Asta e. Da. Atunci l-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus l-a biciuit și l-a dat să fie răstignit. Iar ăsta și procuratorului, luând cu ei pe Isus în pretoriu, au adunat în jurul lui toată coho cohorta și l-au dezbrăcat de hainele lui și au pus o hlamidă roșie și împletind o cu lună de spini, i-au pus-o pe cap și în mâna lui cea dreaptă trestie. Apoi, îngenunchind înaintea lui, râdeau de el zicând, Bucură-te, împăratul iudeilor! Și scuipând deasupra lui, luau trestia și îl băteau peste cap. Iar după ce l-au jocorit, l-au dezbrăcat de hlamidă, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus ca să-l răstignească. O clipă. Da. Deci, ce, ce au făcut ei? De ce de ce era cohorta? De ce mulțimea aceea era așa de fericită? Și de ce l-a aruncat pe Isus în această suferință? Intrăm, intrăm în logica scriitului, nu ne duce deasupra ei. Da. Pentru că uh, Isus i-a deranj deranjat foarte mult. Pentru că era vorba de, de niște. Capacități pe care și ei le aveau, dar nu puteau să ajungă la ele. Pentru că trebuiau să facă niște transformări interioare, transformări care li se păreau imposibile. Și l-ar fi fost foarte dificil. Deci l-au simțit pe Isus ca un dușman al lor. Da, da. Și au vrut să le elimine, să scape de el. L-au simțit cumva, cred că superior, au fost geloși. Un fel de gelozie au simțit. Că nu-i pot ajunge la nivelul lui, nu? Pe de altă Sau parte... parte. Da. Pe de altă parte, este, este normal să se întâmple lucrul ăsta, pentru că, deci, din punctul de vedere divin, se distruge un ideal. Adică, a, acel mecanism care le produce co, continuu o stare de dezechilibru interior, când se pun virtuți și idealul pe primul plan sau un om, mai pus decât da. toate, ce se oferă ca model, el îți produce dezechilibru continuu. Uh -huh. Deci, virtuțile și idealul le te, de, te dereglează și te da, face să te vezi fel. o ființă separată pentru că nu uh -huh. vei putea niciodată să atingi virtuții respective, iar dacă vei uh -huh. vrea să le atingi, vei observa după aceea transformul judecător, dacă nu, le, dacă nu reprezintă transformarea ta, omul le aruncă în afară, că este greu el să mm -hmm. nici nu se preocupă de el. Și atunci el devine judecător și vede pe ceilalți greșiți în raport cu acele virtuți. Deci, în mod normal, tot, me tot mecanismul ăsta care a fost creat trebuia să fie înlăturat. Trebuia să fie înlăturat pentru că aducea mai mult rău comunității. Dar uite, culmea este că înlăturându-l s-a întărit. S-a întărit da. primordialitatea aceasta a virtuților și a idealurilor și a făcut pe oameni să fie intoleranți pe cei care participau la anumite rituale, a făcut să se creadă aleși da? și cei care nu aderă la aceste concepții ale lor să-i desconsideră și să-i înlăture, de să nu mai iubească. Deci asta este consecința Noului Testament. Ură, furie, supărare, neiubire. Oamenii se bat între ei, construiesc rachete, unii devin mai bogați, alții devin mai săraci. Adică ăia bogați nu știu ce să facă ca să-i jefuiască pe ăștia la alții. Știi? Ăștia la se luptă să supraviețuiască, deci chinul de pe lume. Și totul vine din acest nou testament. Da. O carte sfântă este o carte care îți arată pe Dumnezeu că a fiind peste tot, venind din toate părțile și fiind și rău ca îți vine din față. Și când ajungi să ai o îngăduință maximă, atunci ești una cu el, pentru că ești asemenea soarelui sau aerului, cu ceea ce face Dumnezeu care ne iubește pe toți la fel. Dumnezeu nu, nu face diferențe le ține în viață și pe cel care este păcătos și pe cel care este nepăcătos. Că dacă și ar retrage grația și ar fi totul funcție de păcate, ar zice, știi, tu ai multe păcate, îți, iau, îți, iau, îți, îți retrag grația, îți retrag viața da, și nu da, o face. Da. Nu o face. Deci jucător, judecătorii suntem doar noi. Și judecătorii știi cum suntem? Au făcut în așa fel încât sunt miliarde de judecători. Exact, adică ne-a făcut da. prin fiecare care absolutizează virtui și lui, ne-a făcut să fim intoleranți cu aproapele nostru care nu le respectă. Da? Și da, sunt mili da, miliarde da. de judecători. Deci ne-a ne făcut să ne urâm între noi și să nu ne putem iubi și să nu înțelege că noi suntem ca soarele. Fiecare este ca soarele în sine, în adevărul, în adevărul lui, fiind o ființă de lumină. El nu știe decât să iubească. Și uite, ne-a făcut să ne urâm tot timpul și să cultivăm ura de dimineața până seara, comoditățile, bunăstarea, toate astea au devenit importante, materia a devenit importantă. Pentru că în momentul în care punem virtu și pe primul plan, materia devine importantă. Înțelegi? Adică înseamnă, înseamnă eu pe primul plan, dacă eu este mai presus de toate, înseamnă că materia pe primul plan. Deci, de fapt, a întărit orgoliu. A, a, a întărit, uh, cum să zic eu, ura față de aproapele noastră, a întărit, nu, nu mai poți să-l suporți, nu mai poți să-l accepti, uh, nu mai simți când faci un rău. Deci e foarte complexă. Lovitura a fost foarte bine gândită și uh, realizată impecabil. Ideea e că sunt miliarde, cum ai spus, de judecători, dar care fiecare în parte emite... Alte, nu știu să, dacă miliardă, dar mii de judecăți. Mii de judecăți. Nu e ca și când am avea doar o judecată. Continu, continuă continu, continu. nu mai judecăți sunt. Da. De, aia este conceptul ăsta cu ferme. Oamenii sunt introduși în niște ferme. O să fie și mai perfecționat sistemul acesta când apar orașele smart de 15 minute. București este un oraș smart. București, Suceava și Cluj o să fie primele trei uh, orașe smart din România. Uh, și există captatoare la acestei furii, pentru că omul trăiește continuu o stare de nemulțumire, neîmplinire, în momentul în care el alege da. și plăcutul, îi crește nemulțumirea și ura și încarcă aceste uh, captatoare care, de fapt, o să dea energie negativă. Adică ne amplifică, este de fapt ne omoară, ne omorâm singuri. Că vine înapoi și crește, spre exemplu, determină inteligența artificială să ne împarte și mai mult, să zică mai rău că ceva nu e bine, să ne chinoască de dimineață până seara, radio, televiziunea, toată lumea ne atacă, ne împarte, ne scindează, divide timpera și după, după care ne, omorâm singuri, că nu suntem o ființă de lumină, nu suntem în stare să, să gândim acuzator față de nimeni. Și uite că ne trezim că suntem ceva ceea ce nu suntem. Ajunge să fim da. o rușine a Universului. Și atunci merităm să. Asta este, de fapt, extinție în masă, dar nu este, este combinată cu aruncare în iad. Mm. Pentru că dacă toată ziua, dacă ziua omului este în starea asta de nemulțumire, le iadul. Da, de mulțumire, da. aceea, ai suportat. Eu nu mai suport aproape tot, păi Este posibil așa ceva? Sare, are o agresivitate imposibilă. Sare și te atacă imediat. Nu este normal. Sunt o ființă îngăduitoare. Ființele cerului sunt îngăduitoare. Da. Și din cauza asta este o formă de selecție divină. A zis, gata, nu mai sunteți prea agresivi, trebuie să vă purific și ne purifică în modul acesta. Nu poți să spun că este rău, că este divin în, în spate. Dar <coughs> dacă nu-ți dai seama ce faci, se cade plasă, se cade în plasă. Și oamenii nu să-și se dea seama, spun. Ca să-și dea nu seama, noi avem nevoie de, de suferință. Deci, Dumnezeu ne duce la un nivel de suferință pe care noi nu să mai putem să-l suportăm. da. Și atunci, deodată, brusc, zicem, gata, nu mai vreau. Vreau să văd frumusețea vieții, să mă bucur de viață, nu mai vreau să un nimica. Și atunci începe refacerea, nu mai mă interesează biserica nimic. Și împuținarea aceea îl va ajuta foarte mult. Împuținarea va ridica din toate aceste nebunii, din capul lui. Și poate la un moment dat, când Dumnezeu va vedea că el și-a recăpătat sufletul, frumusețea, da. strălucirea sufletului, să-i ridice casnele dar până atunci nu. Atâta timp cât el este atașat de materie, el este un mecanism de autodistrugere. Uh, uh, Se distruge. Da, da. Pentru că dacă nu mai, sufletul nostru nu mai are energie sau este presat, este presat foarte mult dincolo de linia roșie subțire, atunci el la un moment dat va exploda. În, în fiecare da. din noi va exploda. Într-o anumită formă care îi va veni din față că el comandă, sufletul nostru comandă mașina ca să te calce, boala ca să te lovească, drama care să vină spre tine sau da. pierderea. Deci sufletul nostru ne execută. Deci ei ne duc în situația, sunt genial, pentru că au... cunosc foarte bine aceste lucruri, ne duc în situația în care noi acumulând cât mai multă bunăstare, ego-ul crește foarte mult, presează sufletul și îl cheamă exterior. Singur ne executăm. Singur. Da. Și asta Acum este fericirea lor ce mai mare. Să te ducă în poziția în care tu vei să vrei singur să mori. Să vrei să mergi în iad. Nu numai să mori. Să vrei iadul. Să da, vrei iadul da, singur da. să-l vrei. Acum mă gândeam că de fapt religia nu ne-a dat absolut... Ba chiar ne-a împins în capcana asta. Nu ne-a dat prin această separare. Nu ne-a dat nicio scăpare. Pentru că suntem ne vedem separați. Vedem că eia care ne fac rău, sunt dușmanii noștri, că așa -i vedem că fac rău, sunt dușmanii noștri, noi luptăm, intrăm în iad de aici și suntem pierduți pentru veșnicie. Exact. Când am putea, dacă am ști că Dumnezeu este în toate formele, să ne calmăm și să ne, pur și simplu, să, ne, să acceptăm situația și să ne lăsăm. Bun. Iar după ce l-au bat jocorit, l-au dezbrăcat de chlamide, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus ca să răstignească. Ieșind cu el afară, au găsit pe un om din Chirene, cu numele Simon. Pe acesta l-au silit să ducă crucea lui. Și dacă au venit la locul numit Golgota, ceea ce însemnează locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar gustând nu a voit să bea iar după ce l-au răstignit, au împărțit veșmintele lui, aruncând sorți, ca să se împlinească ceea ce s-a zis de prorocul. Împărțit au hainele mele loruși, iar pentru că mașa mea au aruncat sorți. Apoi ustașii au stat jos și îl păzeau acolo, iar deasupra capului i-au pus în slove vina lui. Acesta este Isus împăratul deilor. Uite, mă opresc aici, că am a aminte că n a mai spus. Uh, nu i a mai spus lui Pilat aici, în uh, da. aceea, da. da că îți uh, este dat de sus. Dacă n-ai avea această putere, n-ai avea nicio putere asupra mea. Dar uh, exact cum am mai vorbit, pare că au luat uh, un adevăr și l-au uh, împărțit în cele patru Evanghelii. L-au, uh, marele adevăruri l-au. Le-au scindat, le-au împrăștiat și au construit poveștile în jurul lor. Nu prea au pus mari. Asta este într-adevăr că Dumnezeu de la El vin toate. Asta este într-adevăr da, un mare da, adevăr. Dar e o da. singură propoziție aruncată acolo. Da, dar vreau să spun că, uite, aici la Matei nu este, dar este la Ioan. Da, da. Au da. avut grijă să nu se, să nu se contrazic. Da. E acolo, în camera asta, făceau să știi. Mereu se comparau. Tu zici asta, eu zic asta. Deci, da, uh, da. Evanghelia a fost scrisă în același timp, la aceeași masă, cam într an de zile. Acum, așa, a arată. Puțin chiar și arată, arată că chiar au discutat și au spus, uite, tu spui asta, eu, să nu apară peste loc aceeași informație ca să nu fie prea, prea în ochii noștri. Da. Um, și nu știu uh, epoca, pentru că eu aveam impresia că preoții. Uh, aia, nu erau preoți, însă. Uh, erau îmbrăcați în negru. Da, da. Și da. asta este ciudat. Mhm. Uh -huh. Da. Tot atunci răstigniți au fost împreună cu el doi tâlhari, unul de-a dreapta și celălalt de-a stânga și trecătorii îl huleau și clătinau capetele lor zicând, Tu cel ce dărâm templul în trei zile îl clădești. Mântuiește-te pe tine însuți, Deși fiul lui Dumnezeu pogoară-te de pe cruce. Așișterea și mai marii preoților rădeau de el, cu cărturarii și cu bătrânii și ziceau, pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu poate să se mântuiască. Dacă este împăratul lui Israel, pogoară-se acum de pe cruce și vom crede în trânsul. Încrezutul sa în Dumnezeu să scape acum dacă vrea cu el, căci a zis, sunt fiul lui Dumnezeu. În același chip îl ocărau și dâlharii ce împreună răstigniți cu ei. Și de la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. Iar când ceasul al nouălea iar către ceasul al nouălea a strigat Isus cu glas mare zicând, Eli, Eli, lama sabachtani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Păi, acum, în, cum îl privim? Dacă el e un om sfânt, cum ar fi putut să creadă că a fost părăsit de Dumnezeu? Păi nu putea. Păi nu putea, da. <coughs> Deci, caracteristica sfântului este că îl vede pe Dumnezeu peste tot, și uh -huh. cauzele a, a ceea ce se întâmplă este îndepăr sunt îndepărtarea de Divin. Da. Și, deci, dacă știi că te-ai îndepărtat de Dumnezeu, atunci da. știi că Dumnezeu a plecat de la tine. Deci, cumva, trebuia să să plece Dumnezeu ca să poată să ajungă acolo. Da. da. Și e ca și când sună chestia asta, este ca și când ar zice că. Eu nu am făcut niciun rău, nu știu de ce mai pedepsit. Da, exact, exact. Parcă e celălalt socoteală. Au fost lucruri care nu trebuia să le facă ele, cu minunile, miracole, că eu sunt fiul lui Dumnezeu, alea nu se pot spune de câte un om sfânt. Nu se pot. Da, da. O să fii cel mai sfânt de pe lume și nu se poate spune. Adică părți, omul sfânt da, este un. Mereu. Da, și omul sfânt este un, un, un om foarte simplu. Foarte banal și nu vrea să fie văzut, nu vrea să fie cunoscut. Dar ce este sfânt? Da. El nu are nevoie, că dacă el este plin de divinitate, ce are nevoie să îl confirme lumea sau materia? Nu are nevoie de nicio confirmare de la lume. Nu-i trebuie da. nimic. Nu are nevoie să schimbe nimic, pentru că ce se întâmplă oamenilor este perfect că vine de la Dumnezeu care îi vindecă bine cazul și neplăceri respective, pe nivelul de ogoliu pe care îl au și el nu poate să se implice în nimic. Deci nimic nu are de schimbat. Nimic de făcut. Este doar înțelegerea faptului că el este în toate pozițiile și este destul și este individuală. În momentul în care ai ajuns la această înțelegere și nu vrei să să schimbi, să dereglezi miracolul lumii, minune așa cum este, să nu strici. Da. Miracolul lumii, că asta face Sfântul, nu strică nimic, le lasă așa. Mm -hmm. Atunci, ești în starea minunată. Dar starea asta sta minunată cum e? Este, este, o stare în care te vezi neînsemnat, nu mai ești important, nu mai vrei să fii vizibil, nu mai vrei să. nici nu vrei să spui ceva, nu te ferești să spui o înțelepciune, te ferești de tot, doar ești așa și permiți vieții să fie cum vrea ea. Atâta face. Da. Și asta este totul. Deci ai foarte mare grijă să dai voie oamenilor să facă ce vor și vieții să meargă da. în ce direcție vrea ea să curgă. Că le este Sfânt. Da. Dacă te implici și faci toată băloul acesta, uite că te, te părăsește. Da. Intrând în logica lui. Da. Acum am putea vedea și din alt punct de vedere toată această, tot această scenetă, că poate ne-a fost dat ca un exemplu. Uite, dacă faceți asta, asta trageți. Dacă vă păunați. Asta trageți. Dacă împărțiți în bine și rău, în pedeapsa asta vă bine. Da, sau... dar să știi că biserica zice, zice că uite că uh, Isus era bun și aia, toți sunt răi. Toată da, populația atent, aia, da. aia este rea, împreună cu Pila și cu toți aia de acolo, toți sunt răi cu farisei toată lumea i-a avut da, rău. Da, da, Păi stai puțin că din față vine întotdeauna ceea ce este corespunzător din în ție, ce da. în tine, da. ca să poată să te corecteze. Deci, așa da. se mișcă spre noi. Da. Apoi, cum să neci că și în Pilat și în mulțimea aceea care l-au vândut, nu? Este, de fapt, tot divinul. Divinul te-a vândut. De da. ce nu știai că divinul te-a vândut? Nu știai că tot e pătrus de divinitate? Deci nu poate fi acuzat nimic. Deci ne-a băgat în da. împărțire, ne-a băgat în dualitate. Și ne țin acolo închiși în dualitate. Că un om e mai presus decât alți oameni, este mai bun decât celălalt și celălalt sunt răi. Pe cum să-l faci pe Dumnezeu rău? Deci ei vor întotdeauna vor elimina înțelegerea faptului că Dumnezeu pătrunde totul, nici nu-ți vor da voie să, o gândești așa. Cu toate că știința mereu arată că miracolul vieții este așa de profund, că dacă te duci într-o cu un microscopul electronic celulă, nu-i vezi capătul, da? Da. Da. încât ce poți să spui despre. Deci nimic nu poate să fie vinovat că zici că Dumnezeu e vinovat. Uh -huh. Și atunci greșești. Și, și știi de ce ne, ne pune să împărțim ca să ne, să ne aducă pedepsa pe noi. Adică cel care împarte devine, da. devine vinovat că a împărțit. Adică e cea mai mare vină este să-l pe Dumnezeu. Să da, zici că da. este păcătos E ce mai va revină uh -huh. posibilă Că nu se poate E bine, dacă când zici că este păcătos Atragi din față ne cazul care a venit pe tine Deci ei, uh, te duci la biserică da. Ca să primești cazul mai mari. Te duci la biserică da, să da, ceri da. sănătate Sau o afacere mai bună Mai mulți bani, o casă și nu știu ce Ca să suferi mai, mai tare Pentru că materia nu ți-a -ți decât energie Și nimeni nu spune uh -huh. Băi, nu te duce să ceri nimic Că nu ai nevoie să ceri nimica Nu ai nevoie să, să crezi că Dumnezeu e la distanță, Dumnezeu este în comportamentul tău, îi dai voie sau nu i dai voie, el privește prin ochii celuilalt, el este omul sărmat da. pe care îl ajut sau nu îl ajuți. Deci, e, e, deci e, el nu este în plăcerile și satisfacțiile e, trupului, e, el este tot ceea ce ție nu-ți place și nu-ți convine, să spune lucrurile acestea practice ca să știm să-l alegem. Noi nu-l alegem. În viața de zi cu zi, înainte de a face ceva, noi suntem în poziția de a alege pe mamona, pe diavol sau pe, pe Dumnezeu. Diavolul îți dă plăceri, Dumnezeu nu îți dă plăceri. Și uite că îl alege pe diavol. Noi alegem diavol da, da, da. tot timpul. Noi trăim în, în o viață de iad. După care stăm în frica aceasta de a nu pierde ceea ce avem și ne cedăm sufletul și slujim pe diavol făcea ne mirăm. Când lumea de dincolo, știi ce șoc este? Când iese din corp și se ridică conștiința că ai modelul ideal cum trebuia să fim și nu am fost, ne, ne judecă și ne, ne șochează foarte tare că este, apare un regret, automat apare regretul. Bă, am pierdut o viață întreagă și m-am preocupat pentru ceea ce, pentru iad. Deci m-am preocupat să ajung în iad de tot râsul. Atunci își dă seama ce a făcut și nu mai pot să facă nimic. Da, oare dincolo, în lumea de dincolo, nu dincolo de lumea de gânduri, aici, în iadul ăsta, oare suntem cumva purificați, am înțeles, dar și prelucrați? Oare suntem ca să știm ce avem de făcut în viața? Nu, trebuie numătore? să dai singur, să, să dai singur. Seama, singur pe aici, exact pe ca aici, singur trebuie să înțelegi, să înțelegi, nu înțelegi, dar acolo ajutorul, știi ce este, îți dă o presiune mult mai mare, în sensul că da. suferi ceea ce le-ai făcut, le făcut celorlalți. Uh -huh, Începi să suferi. Uh -huh. Iar tot plăcerile pe care le-ai pus pe primul plan se transformă și ele într-un floc, foc, într-o da. într ardere. Uh -huh. da deci, tot, deci practic noi, mântuirea noastră trebuie să o cerim pas cu pas, fie aici fie dincolo, noi trebuie să ne dăm noi singuri seama, seama. noi da. să muncim pentru ea singuri nu ni se dă nimic de-a gata da. bine ne sunt date și ajutoare de da... trebuie să le vedem trebuie să muncim ca să le putem vedea uh -huh. oare care dintre cei ce stăteau acolo auzind ziceau pe Elie îl strigă acesta iar unul dintre ei aleargă îndată și, luând un burete, îl umplu de oțet, îl puse într-o trestie și îi dădu să bea. Iar cei ziceau, lasă să vedem dacă vine Ilie să-l mântuiască. Ci Iisus strigând încă o dată cu glas mare și-a dat duhul. Și iată, cată pe teasma templului se sfâșie în două, de sus până jos, iar pe muntul se cutremură și stâncile se despicară. Mormintele se deschiseră și multe trupuri ale sfinților adormiți se sculară. Și ieșind din morminte, după învierea lui, intrară în cetatea sfântă și se arătară multora. O clipă. Deci, uite-te, da. nu este nevoie de un om mai presus decât alți oameni ca o oamenii să fie duși pe calea divină. Pentru că ce li se întâmplă fiecare în viața lor de zi cu zi este chiar... Îndreptarea spre calea divină. Noi primim tot felul de încercări, de toate felurile, ca să înțelegem odată că, în momentul în care pare necazul din față, nu ai calea. Se trebuie să te uiți da. la tine ce ai făcut și să nu mai mergi pe calea aceea. Nu este o nebunie. Adică, vin animalele și vinele și te atacă pe calea respectivă și tu, tot pe aia te duci. Du-te, mm -hmm. domnule, pe altă, pe calea inversă. Acolo este Dumnezeu. Deci, mereu îți arată că. Calea pe care o luăm noi și este cu unecazul, cu suferințe, nu este calea lui Dumnezeu. Dar calea da. lui Dumnezeu nu, nu ne convine pentru că calea cealaltă era cu plăceri, și pentru câtă plăcere, atâta durere primim. Și uh -huh. calea aceasta uh, divină este să-ți asumi singur, să-i să visi plăcerile, ca să nu fii nevoit după aceea să fii scăzut cu forța. Da? Natura umană suferă în ambele părți. Omul este contrariat. Pe ce cale să meargă? Că dacă merge pe calea plăcerilor și îi convine, vin necazurile peste el, dacă merge pe calea divină și uh, evită plăcerile și necazurile nu mai vin la el, totuși natura umană trebuie să se înfrâneze și suferă. Suferă în ambele poziții, suferă în mod egal și nu el nu știe pe ce cale să meargă. Da? Principalul este că momentul în care pe calea divină, într-adevăr, uh, suferă, că nu mai vrei refuzi satisfacțiile ușoare și plăcutul și atunci te încași cu o energie subtilă și te înalți pe calea egotică dacă alegi plăcerile cobori asta este diferența că exact cum zice în cine se va urca va fi coborât cu fața, cine va coborâ va fi ridicat Da. deci da. în calea divină tu urci în lumea de dincolo, prin înfrânare faci spațiu gol, te încarci cu energia subtilă, nu mai la înfrânare. La înfrânare și da. la dăruire se încarcă da. omul cu energie. Iar cel care își face plăcerile, el de fapt pierde viață și nu poate să urce. Uh -huh. Și uh -huh. el de fapt cuboare. Da, uite și în șase da. mii de ani vechime. Deci lucrurile astea sunt știute de toată lumea, dar eu nu înțeleg. Ele le citesc ca al niște romane. Să le bifeze că le-au citit. Ele sunt niște instrucțiuni de comportament ca să-ți faci viața frumoasă, să nu suferi. Sunt instrucțiuni. Și nu le luăm seama. Ele ar trebui studiate în școală, tot timpul ar trebui studiate și aplicate. Adică tot timpul concentrat pe aplicarea lor. Hai să vedem cum ai aplicat. Non-intervenția. Te-ai mai băgat, te-ai mai luptat. Cum ai aplicat faptul că uh, interiorul determină exteriorul. Ești atent la ce spui, ce gândești, ce faci, ca să nu creezi uh, realitate. Da? Uh, ești atent să nu mai judeci, să nu mai critici condamn, să nu învinulești condamni, ca să nu-ți vină după aceea o lovitură din față cu forța cu care tu ai judecat. Deci observă-ți observă viața, vezi ce faci, cum faci. Deci ăsta este îndemnul acestor lucruri. Ele trebuie aplicate. Dacă nu sunt aplicate, nu se înțelege valoarea lor. Biblia nu se citește, toți zic că am citit Biblia. Păi stai puțin că ea nu se citește. În primul rând ea se studiază, după care se aplică. Se aplică, se trăiește, urmărești cum funcționează lucrurile, ce ți se întâmplă. El, ea îți arată calea. Dar e o diferență, Marius, că dacă o citești cu vălul pe ochi, ce da. ai citit din ea? Păi de aia zic ce lumea Ai văzut povestea, a, a atâta, da. teatrul ăsta. Da. Deci, ce în primul mai... rând, preoții ar trebui să îndemne pe oameni să se împuțineze. Când se împuținează da. foarte mult, atunci fac spațiu gol, vine divinul și inspiră. Și uh, vor, se ridică vălul și vor putea să uh, audă cuvântul lui, mm -hmm. să, poate să vor putea înțelege, că nu se înțelege. Dacă omul are bunăstare, nu va înțelege nimic. El va căuta da. să-și amplifice bunăstarea. Nu... Mi-am zis aminte, nu știu cine a pus pe grup că a pus ceva de genul: Că uh, biserica cere bani ca să se întrețină, să aibă, dar zice, omul, când are necaz, îl trimite să se roage la Dumnezeu. Dar ea de ce nu se roage la Dumnezeu dacă uh, tot ne Dacă nu funcționează noi? bine lucrurile. <laughs> da, 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 da. Foarte <laughs> interesant. Da. Deci voi să spui că biserica are nevoie de bani, cere omului să-i aducă bani, dacă nu omul da. are de cazul, zice că se, se roage. Da. Dar da, să vină da. să-i aducă banii. Da, da. Dar de ce nu se roagă și biserica? Exact, da. Că dacă, noi dacă ne rucăm, asta nu e de bine. infailibilă metoda asta cu rugăciunea, de, de ce nu aplici? Da. Plicu și tu. Și nu ceri nimic. Da. Dacă ceri, înseamnă că biserica este umană da este umană și trăiește trăie, funcționează exclusiv în lumea aceasta scopurile exact. ei sunt în lumea aceasta da, da nu mai vorbesc din faptul că ne împarte da. aia, ne, ne înorocește împărțirea aceasta da, da, a da. creat această societate de tip individualist în care noi punem binele nostru pe primul plan și asta înseamnă diabolizare, ea este de vină și faptul că cine mai strigă împotriva ei miile de ani, deci 2000 de ani de, în care omenirea uh, S-a luptat tot timpul uh, S-a sărăcit tot timpul uh, Se urăște Se urăsc oamenii unii cu alții Nu nu este normal Nimic din toate astea nu sunt normale mm -hmm. Și astea toate morții, milioane de oameni Care mor în fiecare an din cauza asta Sau fie și din boli Arată că nu a făcut absolut nimic Nu face nimic decât să pună paie pe foc Să amplifice mm -hmm scindarea și, și lupta între noi, și apărarea. Deci amplifică da. suferința și ne aruncă exact. în De Deci sunt genial. Adică tu te duci și faci în așa fel, toată lucrarea care se face este ca să ajungi mai repede în iad, da? Și să pui materie, să ajungi ca și concluzie finală, să pui materia pe un plan, să faci totul pentru ea, că nu te determine să te împuținezi. niciodată. Nu am văzut pe cineva mergând la biserică și el să-și să, să reducă nevoile, să se împuțineze la maxim. N-a făcut nimeni asta. Că da, nu poate da. să facă. Omul când merge acolo vrea să se îmbogățească. Vrea mm -hmm. să fie mai bine, mai sănătos, mai fericit, el, copiii lui și mai departe. Stărească mai mult, da, da. să scape de boli. El de asta se duce acolo. Nu înțelege că boala este un mecanism divin care de fapt îi scade Orgoliu și îl determine să nu se mai preocupe de a aduna. Când vine o boală de lungă durată, nu mai ai posibilitatea să lupți ca să câștigi mai mult, stai legăturile, deci da, un lucru da. bun, și tu zici: du -te, se duce la biserică să-i se ridice boala. Păi stai puțin că salvează sufletul. Uh -huh. Da? Deci nu boala trebuie înlăturată, ci atașamentele de materie scăzute la maxim ca să poată să vină divinul și prezența lui sănătură boala dacă el crede de cuvință, că altfel cazinele nu se ridică. O să faci da, tu ce da. vrei, din contă ți le amplifică. Dacă cer ceva din lumea aceasta într-o rugăciune, imediat se taie legătura cu Dumnezeu. Pentru că nu poate să-ți dea ceva din lumea asta, cât ți ia din viață. Lumea doar ia din noi, doar mănâncă din noi. Mănâncă și prin ochi. Deci când mm -hmm. atenția pe care o acurs tu exterior, le ia din din viață. Ea trăiește prin atenția pe care o dai tu continuu. Dacă ești tu nu mai vrit, neatent, în viața de zi cu zi, nu mai strângi, nu mai aduni avere, nu mai ești preocupat cu adunat, atunci nu mai pierzi energie, că prin adunarea respectivă se pierde viață. Da. Îți spun, ăia din, iad, din iadul 2 sunt miliarde și miliarde și miliarde de suflete care sunt înghesuite acolo, aveau aceeași problemă. Au adunat au fost pe pământ și au crezut că binele propriu este cel mai important lucru pe lume când, de fapt, ei s-au îndepărtat de Dumnezeu și binele propriu este, de fapt, iadul. Că da. de aia diavolul a venit la mine de dor și mi-a zis făi totul ca să câștigi, să te distrezi, să ajungi cât mai sus. Da. Dar oare... Uh, acum, uite, hai să vorbim un pic despre oamenii care... Nu știu nimic, cum am fost și noi. N-am știut absolut nimic despre. Erau învățăturile, să zicem, dar nu aveam ochi, nu puteam să le vedem, să le înțelegem. Și atunci, dacă omul este lipit de material și, -și cedează sufletul pentru materialul ăsta și el nu cunoaște nimica, tot la fel de vinovat este scos? Da, bineînțeles. Păi dacă nu a înțeles, păi avem că aceeași... nu are... Nu, păi avem aceeași inteligență. Eu am observat. Că oricine, că e femeie de serviciu, că e șofer, că avem da. aceeași inteligență. Nu e da. unul mai deștept decât altul. Toți avem aceeași putere de a înțelege. Păi atunci ce ai făcut? vii deci vinovat. Informația aceasta este, ai o minte, poți să judă și să înțelegi ce ți se întâmplă. Că de aia vine cazurile, ca să te înțelepțească, uh -huh, să înțelegi uh -huh. ceva din ele, să-ți pui întrebări, să, da. să... Să cauți, să vezi care e rostul acestor lucruri, de ce ele sunt așa. Adică, cum nu te întreb deloc de nimic? Păi, știi cum vine când uh, nu știi aceste învățături și îți vin necazurile, nu-ți ridici întrebări, pentru că tu, ego-ul tău, automat dă vina în exterior. Și tu crezi că -l ai răspunsul. Că aia... bine, nu e problema. Da. Poate, poți să vină mm -hmm. necazurile tot timpul, până când te de da. necazul și atunci începi să-ți pui întrebări. Înseamnă că n-a da. ajuns la momentul în care să te saturi. Să te saturi, da, da, da. Și da. îți mai trebuie. E bine. Da. Totul e bine așa cum este. Nu e nimic de schimbat. Da. Când te saturi, schimbi singur. <laughs> Atunci vine mintea la cap. Da. De ce? Este foarte important ca lucrurile să nu meargă bine pentru că te duc în jos, te duc în pierdere, faci spațiul gol și vine Divinul și te inspiră și atunci vine înțelegerea și înțelepciunea. Da, da. Omul nu poate să aibă înțelegere decât dacă nu are posesii. Peste da. un anumit nivel. Posesiile sunt barieră fundamentală. Da. da. Iar sutașul și cei ce împreună cu el păzeau pe Isus, Văzând cu tremurul și cele ce s-au făcut, s-au înfricoșat foarte și au zis, cu adevărat Fiul lui Dumnezeu era acesta. Și erau acolo multe femei privind, privind, de departe, care urmaseră din Galileea pe Isus și îl serveau, între care era Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif, și cum mama mă sună... fiilor lui Zevedeu. Și ce... cum zice, Maria Magdalena. Magdalena, da, da. Deci nu Magdalena, Magdalina. Magdalina, da. Iar în amurgul zilei veni un om bogat, la fel din Arimatea, cu numele Iosif, care era și el ucenic al lui Isus. Acesta, ducându-se la Pilata, a cerut trupul lui Isus. Atunci Pilata a poruncit să-i se dea, iar Iosif, în trupul, l-a înfășurat în giulgiu curat de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui pe care îl săpase în stâncă. Apoi a provălit o piatră mare la ușa gropniței și s-a dus. Iar acolo era Maria Magdalena și cealaltă Marie, Marie stând în fața locului unde l-au îngropat. A doua zi, care era după vineri, sâmbătă, s-au adunat mai mari preoților și fariseii la Pilat și i-au zis, Doamne, ne-am adus aminte că acel amăgitor a spus, fiindcă înc fiind încă în viață, după trei zile mă voi scula. Deci poruncește ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva ucenicii lui să vie și să-l fure și să spună poporului s-a sculat din morți. Și va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea din tâi. Și Pilat le-a grăit, aveți păzitor, mergeți și întăriți cum știți iar ei ducându-se, au întărit mormântul cu pază și au pecetluit piatra. Mergem mai departe. Da. 28. Învierea lui Isus, arătările lui, porunca botezului. Târziu, sâmbătă noaptea, când se lumina de ziua întâia a săptămânii, a venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Și iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul domnului pogorând din cer a venit, a rostogolit piatra și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca omătul. Și de frica lui s-au cutremurat străjerii și s-au făcut ca morți. Iar îngerul vorbind femeilor le-a zis, nu vă temeți voi, că știu că pe sus cel răstinit îl căutați. Nu este aici, că s-a sculat precum a zis. Veniți și devedeți de locul unde a zăcut. Duceți-vă de grabă și spuneți ucenicilor lui că s-a sculat din morți. Și iată, merge înaintea voastră din Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată, v-am spus vouă. Iar l au plecat în sârg de la mormânt și cu frică și cu bucurie mare au alergat ca să vestească pe ucenicii lui. Dar când mergeau ca să vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat și le-a zis, Bucurați-vă! Și ele venind aproape au cuprins picioarele lui și s-au închinat lui. Atunci Iisus le-a zis, Nu vă temeți, duceți-vă și dați de veste fraților mei ca să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Iar dacă au plecat ele, iată unii dintre străjeri venind în oraș au spus arhiereilor toate cele ce s-au întâmplat. Ce, ce, cele ce s-au făcut. Atunci ei, adunându-se împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani din destul ostașilor, zicând, Spuneți că ucenicii lui veni noaptea l-au furat, pe când noi dormeam. Dar de se va auzi aceasta la procuratorul, noi îl vom îndupleca și pe voi, fără de grijă, vă vom face. Ei luară arginții și făcură precum i-au învățat și s-a răspândit vorba aceasta între iudei până în ziua de azi. Iar cei 11 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde se rânduise lor Isus. Și dacă l-au văzut pe el, s-au închinat lui, iar unii s-au îndoit. Și apropiindu-se, Isus le-a vorbit lor zicând, dat mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând învățați toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să păzească toate câteva v-am poruncit vouă, și iată, eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Da. Am terminat și Evanghelia după Matei. Da. Aici este de spus următorul lucru. Nu acesta este miracolul cel mai mare. În vie, da. Cum toată lumea visează că pentru toată lumea moartea e o problemă. O cursul tot un viață dincolo, în adevărata viață, la fiecare. Nu asta este problema. Cel mai important lucru pe lume este să nu vezi rău și vinovați niciunde. Este cel mai mare uh -huh. miracol posibil. E minuna cea mai mare. Pentru că dacă nu mai vezi rău și acela e raiul deci capacitatea de a accepta umilința fără să te supere este raiul. Când uh, îl vezi pe Dumnezeu în toate situații, în toate pozițiile, și acționând și prin tine și prin cealaltă, și prin uh, negativul care îți vine din față, da, uh, okay. nu mai șudeci și nu mai acuzi. Lipsa urii este de fapt raiul. Dar atât timp cât omul este scindat și împărțit și pune idealul și virtuți pe primul plan... Uh, Judecă și nu poate să accepte pe cel care încarcă acele virtuți și îl aruncă din viața lui, îl dă la o parte. Omul acela nu poate să iubească, nu știe să iubească și nu este în divin și acela este iadul. Deci, în da. momentul în care el respinge pe aproapele lui și nu poate să iubească, el se crede superior, ales deosebit, el de fapt s-a autocondamnat la iad și, acela, -a, și a, a și devenit o fiță întunecată. Când te respinge, a devenit o ființă întunecată, în condițiile în care soarele, aerul, Dumnezeu nu te respinge și te lasă așa greșit cum este. Și mai mult, Dumnezeu vine din fața noastră ca un om greșit, care are 464 de păcate. Ăla, da. respinsă de îndreptarul de spovedanie, sunt păcatele pe care Dumnezeu le exercită și le exprimă uh, prin diferite roluri, luând diferite roluri prin oameni și vine în fața noastră ca să ne demonstreze că noi nu iubim destul. Nu iubim de prea mult eu, de prea multă credință că noi suntem special și deosebiți, nu mai putem să iubim. Deci, cea mai mare fericire pe pământ este nicio fericire pe pământ. Adică cât mai puțină preocupare pentru cele ale lumii, face economie de energie subtilă, nu mai pierzi energia aceasta cerească care este extrem de prețioasă și de dă lungimea și frumusețea, fericirea vieții și singurul lucru care trebuie să-l facem este să facem economie de această energie și să o înmulțim. Da. Deci noi o înmulțim în momentul, prin înfrânare, reținere, abținere, retragere, restrângere se înmulțește, adică când materia este stoarsă, este restrânsă, da. atunci se întărește sufletul. Când cu trupul nu mai este important și nu-l mai vezi și nu te mai preocupi total numai de el, atunci sufletul este cel mai important, adică Dumnezeu este pe primul plan. Că dacă Dumnezeu nu este pe primul plan, adică sufletul, adică pierderea, dacă a pierde nu este lucrul cel mai important în viață, atunci nu poți să-L câștigi pe Dumnezeu. Trebuie să pierzi materie, ăsta e jertfa care se face, ca să poți să câștigi suflet. Dai eu, dai eu, și ei putere divină. Da. Deci ne-a venit aici să dăm eu acesta, să jerfim eu acesta și cu cât jerfim zi de zi de zi, cu atât mai sus urcăm lumea de dincolo. Ne-a venit pentru lumea de dincolo, nu am venit pentru lumea asta să strângem comori pe pământ, ci să strângem comori în cer. Da. Ne-a venit pentru dincolo, nu am venit ca să ne distrăm aici. Care este părerea ta, Marius? De ce, de ce se respinge reîncarnarea? Cu ce îi încurcă? Problema nu este reîncarnarea. Ca să poți să vezi aceste lucruri și realitatea lor, omul trebuie să ajungă să-și depășească primordialitatea materiei, adică să nu mai pună exteriorul pe primul plan. Dacă ajunge să nu mai caute plăcerile, satisfacții, ușorul, fericirile acestei lumi, atunci el va căuta cer, când va căuta cerul, îi se ridică vărul și atunci el va cunoaște singur față către față aceste adevăr. Îi se vor dezvălui sau va fi dus, va fi dus acolo, va vedea, va fi adus înapoi, da? Și atunci va înțelege. Pentru mine nu era niciun fel de problemă. După ce am fost dincolo de fluviu de gânduri și am revenit înapoi, nu a contat. Reîncarnare, ăsta pentru mine era o realitate, că, spre exemplu, m-am dus cu sufletul acolo și am venit înapoi, deci m-am reîncarnat. Uh -huh, uh -huh. Nu? Da, da. Deci, eu da. nu mi-am pus întrebarea: există sau nu există? Nu, mi s-a uh -huh. lucrurile că sunt firești. Eu mai mult am crezut că toată lumea. Pățește chestia asta. Eu am zis că toată lumea se se plimbă așa prin univers, se duce să vadă alte uh, civilizații sau se duce în timp, în trecut sau în viitor. Când da. am că toți fac așa. Eu am fost surprins în 1989 când mi-am dat seama că oamenii habar n-aveau de lucruri acestea. Uh, nu... Nu au trăit așa ceva. Dar ca să trăiește așa ceva, de-aia am scris aceste șapte cărți de autor și două traduceri, ca să pot să arăt că orice om are aceste calități, calități pe care le au ființele stratereste. Deci, ei da. se duc, se recompun, nu știu unde, la fel. Deci, nu ai nicio problemă. Se duc în trecut, se duc în viitor, sunt uh, veșnici. Calitățile noastre, calitățile lor sunt și ale noastre. Numai că noi avem o barieră, preocupare excesivă de exterior, că ținem gândul numai la el, că de dimineață zicem și astăzi ce fac? Deci, ținem gândul la el, adică suntem preocupați să facem ceva. Să... Nu este normal. Noi suntem o ființă da. a cerului care nu este preocupată de a câștiga, de a avea, de a aduna. Nu-și caută fericirile. El, primul gest îl face pentru celălalt. Dințele cerului nu știu ce să facă ca celălalt să îi fie mai bine. Nu, nu, se ocupă de ele. Nu se apără, nu se protejează. Sunt libere. Da. Și omul se robește. Dacă pune Mateia pe primul plan, el devine sclavul Matei. Și a diavolului. Deci, apropo de ce s-a întâmplat aici cu această minune a învierii, nu asta este important, ci să poți să-ți vezi, să-l vezi pe Dumnezeu peste tot. E cel mai mare lucru, să nu vezi rău și vinovat niciunde. Mm -hmm. Nici măcar în tine. Deci să nu vezi rău și vinovat. Tu să te comporți ca o ființă a Cerului și e destul și e totul și e suficient. Atât. Da. Numai că nu le convine pentru că ființa Cerului nu vrea nimic pentru Sine. Uh, nu vrea să câștige, ci vrea să piardă pe dos totul. Și noi suntem speriați, ne speriem. Cum adică să nu vrei mai mult? Cum adică să dai ce mai bun celuilalt? Și tu ce faci? Tu când te mai bucuri? Zice, zic oamenii. Pentru că ei consideră viața ca o continuă adăugare de satisfacții la corpul lor. Ei, niciunul nu consideră viața ca o continuă renunțare la satisfacțiile lor. Că ăla este divinul. Renunțarea la materie, îndepărtarea periodică de materie, de această de fericire aceste lumi, este apropiată de Dumnezeu. Păi dacă omul o, o, pune pe primul plan, el nu se îndepărtează de ea, da? Și atunci se îndepărtează de cer. Adică rămâne jos în lumea deschisă de liecioară. Că materia înseamnă, deci lipirea de materie înseamnă lipirea de iad, înseamnă iadul. Tot ceea ce preferă el și pune pe primul plan din lumea aceasta, îi face ce mai mare rău posibil. Deci el vrea să se omoare. Plăcerile, de fapt, îi iau din viață. Tot ceea ce aparține acestei lumi îi ia din viață. Omul zice, să mă distrez, să mă plimb, să nu știu ce. Nu, dar ți-a luat din viață. Uh -huh. Nu ai nevoie de lucrul ăsta. Ai nevoie doar de dăruire continuă. Atunci te încași cu viață. Când nu-ți faci peste nevoie plăcerile când nu ești nebunit după a aduna cât mai mult bine pentru, pentru tine, când nu știi ce să faci ca celălalt să fie mai bine, să fie fericit, pentru că noi derivăm fericirea noastră din fericirea celuilalt, pentru că fiind o ființă comună, da. numai când celălalt este bine, vei fi și tu fericit. Uite-te, mama ce face? Mama este capabilă de sacrificiu continuu, deci numai copilul ei face totul ca copilul ei să fie fericit. Ei, pe ea se lasă. Da, da. da. Deci, ce te, ce te încarcă cu bucurie? Ce te bucură? Sacrificiul. Sacrificiul da. de sine este cel care îl bucură pe copil și bucuria lui este bucuria mamei. Da, da. Vreau să vezi, uite, da. asta mă gândeam, exact la exemplu ăsta mă gândeam, părinții și copiii. Dar mă gândeam că uh, bucuria asta cu adevărat o simte, cred că, un părinte sărac. Că un părinte sărac care se sacrifică ca să dea ceva copilului uh, și copilul se bucură pentru un pantofior sau o hăinuță sau o jucărioară, uh, deci e un sacrificiu acolo. Și, și bucuria atunci, copilului uh, e foarte mare. Bucuria e foarte mare, dar și a părintelui, pentru că da. eu am trăit-o. Deci atunci deci, ți se umple sufletul de bucuria lui. Da. Pe când acum părintele care e bogat Chiar dacă dă copilul el nu o să simtă bucuria asta. Îi dă necazuri. Uite, da, am cunoscut da. o familie în care uh, tatăl făcea, avea foarte mulți bani, da, mama stătea uh -huh. acasă și avea grijă de un băiat uh -huh. pe Când am mers la ei, nu venea să cred n-am văzut așa de multe jucării niciodată. Sute uh -huh. de jucării călca pe ele, deci el nu le mai aprecia. Da, și i-a da, da. făcut viața un chin. Da. A, a făcut două facultăți, dar cu bani, adică uh -huh. în sensul că părinții au plătit pentru fiecare examen, pentru că el nu. Au plătit era... diplomele. Da. Diplome, când nu era priceput la nimic la examene, totul a fost plătit continuu da. ca să-i dea o siguranță, deci știa vedea că el nu are că dându-i jucării, dându-i de toate, i-a luat din înțelepciune și n-a mai putut să da, desfacă singur da. viață și l-a handicapat. Și când s-a căsătorit, a, a făcut un copil și s-a despărțit de soție. Deci mm -hmm. i-a distrus viața de la de la faptul că i-a dat tot ceea ce a vrut când a fost mic, i-a distrus viața în viitor. Deci nu deci și așa mai se mai. e un paradox aici, că părinții, de cele mai multe ori, când dau chestii de astea compulsiv la copii, deci, practic, ei cam nu dau ce vor copiii, ei cam dau ce au vrut ei cândva, nu știu, sau vor ei, sau. De multe ori, copilul nici nu prea vrea lucrurile alea materiale, cam își dorește părintele să fie alături, dar părintele e foarte ocupat și plătește în felul ăsta lipsa lui de lângă copil. Păi uite, pe, pe timpul celălalt, bananele apăreau doar iarna. Da, da. da? Și păi se dădeau când... pe șifonier să se coacă. Și o singură dată mâncam și eu banane, da. păi mi se părea da. ceva incredibil. Deci fericirea care ți-o dădea era incalculabilă. Acum se găsesc peste tot și nu, nu mai au niciun gust. Da, da. da. Nu și portocanele tot e. iarna. Noi le asociam, portocanele, cu Crăciunul, cu sărbătorile de iarnă. da. Eu, mult timp, când mâncam o portocală, mă ducea cu gândul la Crăciun. Exact, exact. Portocale apăreau numai atunci. Da. Și au o bucurie foarte mare. Și ne dădeau cu porția. Mi-aduc aminte că părinții mei, când cumpărau fructe, ne dădeau cu porția, nu ne puneau acum în față, lua și mâncați. Era după masă, de exemplu, desertul care se dădea sau nu, așa toată ziua bună ziua. Da, bun. Da. Și atunci avei bucuria aia că mâncai un fruct, că nu știu. Da. Ce Bine, zici? O prima prima Nu. Prima aici? Prima aici. Uh -huh. Bine. Și continuăm data, mâine, cu Sfânta Evanghelicea uh -huh. de la Marcu. De la Marcu, da? La Marcu, da. ok. Bine, e în continuare, mâine. nu? nu știu că dacă e la mine să... E, e Marco, Marco, e. Marco, e. Pace, Marco. Bine. bine. Mulțumim frumos. Mulțumesc și eu, o zi bună. Mai bine, papa. Pa. pa. pa.